Numărul concediilor medicale a crescut în anul 2013 față de anul 2012. De la începutul anului și până în prezent au fost acordate peste 36.300 de concedii medicale. O altă problemă pe care noi ca și Casa Județeană avem este cea referitoare la concediile medicale. Pentru anul 2013 avem o prevedere de 10.650.000 de lei față de 10.432.000 de lei în 2012. Plăți efectuate efectiv au fost de 6.610.000, diferența de 4 milioane a fost deducerea angajatorilor transmisă la ANAF. Unul dintre principalele obiective ale anului 2014 pentru reprezentanții CAS este intensificarea controalelor pentru verificarea la domiciliu a celor care beneficiază de concediu medical. Noi în acest an 2013 am plătit aproape toate cererile înregistrate în anul 2012 și parțial câteva înregistrate în anul 2011. Observăm și o creștere a numărului de concedii medicale de la 35.170 în 2012 la 36.312 în 2013. Este, considerăm, o problemă destul de importantă pentru că numărul de concedii medicale crește, practic crește perioada în care societățile își recuperează banii și unul din obiectivele pentru anul 2014 este creșterea numărului de controle pentru verificarea la domiciliu a celor care beneficiază de concedii medicale. În urma neregulilor descoperite, medicii de familie au fost sancționați de inspectorii CAS. Dacă se dovedește că cererile pentru concediile medicale nu sunt conform legii, acestea sunt anulate.